Mi-am dorit enorm să fac acest drum. În sfârșit îl văd cu ochii mei că prinde contur. Alături de drumul de la Bilbor care ne leagă de Harghita, de drumul de la Coșna Grădinița care ne leagă de Bistrița Năsăud, de drumul de la Boroaia care ne leagă de Timișești Neamț. Sunt câteva investiții mari făcute în mandatul meu. Care a avut ca scop legarea de celelalte județe și dezvoltarea traseelor turistice extraordinare. Traseul turistic de la Mălini, drumul Baltagu, este, cred că, unul dintre cele mai frumoase trasee care se conturează, atât pe partea județului Suceava, cât și a județului Neamț, și, în sfârșit, putem să bifăm nu că sunt hârtii sau mormane de hârtii, ci sunt fapte rămase în urma noastră. Drumul județean Mălin-Borcam, care oferă peisaje spectaculoase, este realizat în proporție de 82%. Din teren, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că această investiție de 21 de milioane de euro, finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, va fi încheiată până la sfârșitul acestui an. Drumul, care are o lungime de 14,6 km și o lățime de 6 metri, include lucrări complexe. 120 de curbe are acest drum. Sunt, după cum vedeți, parapeți, vreo 9.000 de metri liniar, peste 6.000 de metri liniar de șanțuri, 4.700 de metri de ziduri de sprijin, lucrări de artă, 8 poduri care se consolidează și 58 de podețe. O lucrare care va ajuta județul Suceava să se lege de județul Neamț prin Borca și de autostrada 8. De aici de sus sunt 22 de kilometri până în drumul național de la Borca. 50 de kilometri din Mălin până la Borca. Practic acest drum modernizat leagă județul Suceava de județul Neamț dar și de Ardeal prin Borsec și de Autostrada Unirii Autostrada 8.